sunt luați în plină zi de poliție. În aproximativ 30 de secunde, 5 jandarmi au sărit și au scos-o pe Oana Lovin de acolo. Persoane care îndrăznesc, atenție, să-și expună public opinia anti-PSD, sunt luați în plină zi de poliție. Așa ceva nu s-a mai întâmplat în România din anii întunecați ai comunismului. Într-adevăr, n-a fost nevoie de mai multe lozinci. O singură lozincă a fost adresată la portavoce și în aproximativ 30 de secunde, 5 jandarmi au sărit și au scos-o pe Oana Lovin de acolo, i-au luat acea portavoce și, ați văzut, au adus-o aici la mașina jandarmilor, o vor amenda. Dar totuși suntem în 2020, asta e democrație sau e dictatură, măcar să știm că... Așa ceva nu s-a mai întâmplat în România din anii întunecați ai comunismului.